Bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Așa cum obișnuim, vă suntem la dispoziție. Astăzi am ales un jucător important al acestui început de sezon și vă răspundem cu plăcere tuturor. Plecând de la clasament și apoi și ceea ce privește parte de care vorbea Edi, cred că reprezintă un adversar important. Și eu cunosc foarte bine acest proiect, pentru că am lucrat multă perioadă alături de Gica Hagi și, într-adevăr, este un dragnet, este inedit în România și, din fericire, pentru el începe să dea roade. Nu este simplu ceea ce face și, dacă privim de pe un plan neutru, suntem alături de el. Dar suntem adversari în competiția internă și ne dorim foarte mult. Victoria a însemnat foarte mult pentru toată lumea și am încredere că avem argumentele noastre să ne batem cu ce. Sunteți mulțumit cu 20 de puncte după rezultatul și eventual 23 sau 21 pentru etapa 13 în manualul. Nu știu, manualele astea de pedagogie spun că nu trebuie să fii niciodată mulțumit în fața public, să zicem. Pentru că tot timpul mai e loc de mai bine, dar dacă suntem realiști, este bine ce s-a întâmplat până acum. Are o particularitate aparte acest sezon și, din fericire pentru noi, am anulat toate aceste dezavantaje. Teren propriu, foarte mulți jucători schimbați, istoricul de anul trecut, deci sunt foarte multe lucruri care, un buget mai mic, toate aceste lucruri indică, eu știu, un obiectiv mai mic, dar atât eu cât și Edi ne-am făcut mai mult și am transmis acest mesaj tuturor, tocmai pentru a obține mai mult și cred că deocamdată este bine, dar nu avem timp de relaxare pentru că începe returul și trebuie să fim pregătiți. Ajungem la 7 meciuri cu Dinamo într-un an calendaristic. E mult, e puțin? Vă așteptați la... Nu știu, cred că suporterii sunt bucuroși. Întâlnim din nou o echipă de tradiția fotbalului nostru și orice suporter de-a nostru, cred că are o motivație aparte să urmărească pandurii Dinamo, pandurii Steaua, pandurii Craiova, Rapid, cluburile mari din România. Cred că raportul de forță este sensibil egal. Am făcut un egal, am pierdut un meci, dar am rămas cu senzația că se poate mai mult și nu ne trebuie mai mult decât trebuie pentru asemenea confruntare. Avem și un ușor avantaj că jucăm mai aproape de casă, să nu zic de acasă, așa că va veni timpul când vom vorbi și de acest meci, dar la prima vedere că este încă proaspăt tragerea la sorți, intră în limitele normale. E cap de afiș în această fază. Așa este și sperăm să-l onorăm cu un joc foarte bun și spectaculos, așa cum s-a întâmplat în ultimul timp, și de data asta cu calificarea noastră. Să mai schimbăm.